Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Pământul este plin de îndurarea Domnului, prin cuvântul Domnului au fost făcute cerurile, aleluia! Biscădincioși, astăzi, în Duminica a patra a Sfintelor Paști, Duminica supranumită a Bunului Păstor și Duminica vocațiilor la Sfânta Preoție și la Viața Consacrată, să ne recunoaștem păcatele pentru a putea celebra cu vrednicie Sfintele Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea. Din prea mare vina mea, de aceea rog pe Sfânta Maria, Pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine. Miluiască-se de noi, Atotputernicul Dumnezeu, și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică.
aduce pe pământ oamenilor de bunăvoință. Te lăudăm, te binecuvântăm, te adorăm, te preamărim, Doamne Dumnezeule Împărate Ceresc, Dumnezeule Părinte Atotputernic, îți mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne Fiule, unul născut, Iisuse Hristoase, Doamne Dumnezeule, Mielul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, care e asupra Ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Care șezi de-a dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi, fiindcă Tu singur ești Sfânt, Tu singur Domn, Tu singur preanalt, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, într-o mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Puternic și veșnic, călăuzește-ne spre bucuriile cerești, pentru ca și smerenia turmei să ajungă acolo, unde a intrat Hristos, bunul păstor, mergând biruitor înaintea ei. El care, fiind Dumnezeu, împreună cu tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Citire din Faptele Apostolilor. În zilele acelea, Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a spus: conducători ai poporului și bătrâni, noi suntem cercetați pentru binele făcut unui om bolnav și cum a fost acesta salvat. Să vă fie cunoscut tuturor și întregului popor al lui Israel. În numele lui Iisus Hristos Nazarineanul, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți, în el stă acesta înaintea voastră vindecat. Iisus este piatra disprețuită de voi constructorii, care a ajuns piatra unghiulară. Și nu este în nimeni altul mântuirea, pentru că nu este niciun alt nume sub cer dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Cuvântul Domnului. Piatra pe care au disprețuit-o zidarii a ajuns în capul unghiului. Piatra pe care au disprețuit-o zidarii a ajuns în capul unghiului. Lăudați-L pe Domnul pentru că este bun, veșnică este îndurarea Lui. Mai bine este să-ți cauți refugiu la Domnul decât să te încrezi în oameni. Mai bine este să-ți cauți refugiu la Domnul decât să te încrezi în cei puternici. Piatra pe care au
laud, Doamne, pentru că mi-ai răspuns și ai fost mânătuirea mea. Piatra pe care au disprețuit-o zidarii a ajuns în capul unghiului. Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri. Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului. Vă binecuvântăm din casa Domnului. Dumnezeul meu, pe tine te preamăresc. Lăudați-l pe Domnul pentru că este bun, veșnică este în durarea lui. Din scrisoarea întâia Sfântului Apostol Ioan. Iubiților, vedeți câtă iubire ne-a dăruit Tatăl, să ne numim copiii ai lui Dumnezeu. Și suntem. De aceea, lumea nu ne cunoaște, pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu, dar nu s-a arătat încă ce vom fi. Știm că atunci când se va arăta, vom fi asemenea Lui, pentru că Îl vom vedea așa cum este. Cuvântul Domnului. Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp, Iisus a zis: Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Cel plătit și care nu este păstor, căruia nu-i aparțin oile, vede lupul venind, lasă oile și fuge, iar lupul le răpește și le împrăștie, pentru că este plătit și nu-i pasă de oi.
Eu sunt păstorul cel bun. Eu le cunosc pe ale mele și ale mele mă cunosc pe mine. Așa cum mă cunoaște Tatăl și eu îl cunosc pe Tatăl. Iar eu însumi îmi pun viața pentru oi. Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Iar ele vor asculta glasul meu și va fi o singură turmă și un singur păstor. De aceea mă iubește Tatăl, pentru că îmi dau viața pentru ca să o iau din nou. Nimeni nu o ia de la mine, ci eu o dau de la mine însumi. Am putere să o dau și am putere să o iau din nou. Această poruncă am primit-o de la Tatăl meu. Cuvântul Domnului. Hristos a înviat! Biscredincioși, așadar, duminica de astăzi se numește Duminica Bunului Păstor și în același timp este și Duminica vocațiilor la Sfânta Preoție și la Viața Consacrată. Iată, aceste două teme atât de frumoase le vom aborda în minutele care urmează. Mai întâi câteva gânduri despre Iisus, Bunul Păstor. Pentru ca un păstor să fie numit păstor bun, se cer trei calități. În primul rând, să conducă oițele la pășunea cea bogată, să le hrănească și să le adapte. Ca un păstor să fie bun, trebuie să apere oițele sale, turma sa, de lupi, oameni vrăjmași. În al treilea rând, trebuie ca atunci când o oiță se pierde sau este rănită, să o vindece, să o caute. Iată, pe plan spiritual, Iisus este cu adevărat bunul păstor pentru că îndeplinește toate aceste trei condiții. Iisus este bunul păstor pentru că El hrănește oițele sale, hrănește turma sa. Cu ce ne hrănește Iisus? În primul rând ne hrănește cu însuși cuvântul Său care a rămas consemnat în Sfintele Evanghelii. Veniți la mine voi toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră, că jugul meu este dulce și povara mea este ușoară. Învățați de la mine, căci blând sunt și smerit cu inima și veți afla odihnă sufletelor voastre. Iată, când auzim aceste cuvinte, nu sunt ele hrană pentru sufletele noastre? Sau când auzim cuvintele spuse de Iisus la mormântul lui Lazar, Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă moare, va trăi și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri în veci. Câtă speranță aduce în sufletele noastre aceste cuvinte ale Mântuitorului nostru, că dacă credem într-însul, vom trăi în veci. Sau, vorbind despre Sfânta Împărtășanie, Hristos spuneam, Cel ce va mânca trupul meu și va bea sângele meu, va avea viața de veci. Sau când auzim cuvintele spuse de Iisus, tâlharului răstignit la dreapta sa, astăzi vei fi cu mine în paradis. Nu sunt toate aceste cuvinte hrană pentru sufletele noastre, mângâiere pe drumul acestei vieți? Apoi, Iisus este bunul păstor pentru că El ne hrănește cu propriul Său trup. Luați și mâncați, acesta este trupul meu.
Luați și beți, acesta este sângele meu, a zis Iisus la cina cea de taină. Iată, ce dovadă de iubire mai mare decât aceasta! Sfântul Augustin, meditând misterul Euharistiei al Sfintei Împărtășanii, spuneam, Dumnezeu fiind atot știutor, nu putea să inventeze ceva mai minunat decât Sfânta Euharistie. Dumnezeu fiind atot puternic, nu putea ca să descopere un mijloc mai eficace prin care, iată, să rămână cu fiii oamenilor până la sfârșitul veacurilor. Iată, cu adevărat, Hristos este bunul păstor. Hristos este bunul păstor apoi pentru că El își apără turma sa. Hristos a zis, așa cum ați auzit la Sfânta Evanghelie în duminica de astăzi, a bunului păstor, păstorul cel bun viața și-o dă pentru oile sale. Și Hristos nu numai s-a mulțumit să spună lucrul acesta, dar a făcut-o, căci iată, El la sfârșitul acestei vieți pământești și-a lăsat trupul său răstignit pe altarul crucii și a jertfit viața sa pentru ca să ne smulgă de sub puterea întunericului, de sub puterea diavolului și să facă din noi fii ai lui Dumnezeu și moștenitori ai împărăției cerului. Iisus este bunul păstor pentru că El poartă de grijă de oița cea rătăcită, pe cea rănită o vindecă. El însuși a spus, ce vi se pare dacă un om are 100 de oi și pierde una din trânsele, oare nu lasă pe cele 99 de oi în pustiu și merge să o caute pe cea rătăcită? Și când o găsește, o curăță de spin și de mărăcini, o pune pe umerii săi și o aduce din nou în staul. Și Mântuitorul nostru nu numai că a spus-o, dar gândindu-se că suntem păcătoși, au rânduit pentru noi taina Sfintei Spovezi a pocăinței. După înviere, Hristos a zis apostolilor săi, primiți pe Duhul Sfânt, cărora le veți ierta păcatele vor fi iertate și cărora le veți ține vor fi ținute. Ce mare taină a iubirii, a bunătății lui Iisus, bunul păstor! Se zice despre un tânăr care de mulți ani nu se mai spovedise, nu se mai împărtășise, nu mai gustase bucuria iertării și a făcut curaj într-o duminică, a intrat în scaunul de spovadă și a mărturisit păcatele și când a ieșit din scaunul de spovadă a spus cu glas tare încât au auzit și ceilalți din jur, ce fericit sunt în aceste momente, nu am fost niciodată atât de fericit ca în aceste clipe. Iată, cu adevărat, iubiți credincioși, Hristos este bunul păstor, pentru că El ne hrănește cu propriul Său trup, ne hrănește cu cuvântul Său, ne apără de vrăjmașii noștri și iată, ne iartă atunci când am greșit. Dar iubiți creștini, să trecem și la partea a doua. Astăzi este Ziua Mondială a Vocațiilor la Sfânta Preoție și la viața consacrată. Hristos, într-adevăr, este marele păstor, bunul păstor, dar El are nevoie de păstori vizibili pe acest pământ ca să-și realizeze opera sa de mântuire a oamenilor, opera sa de eliberare a omului de viață cu adevărat creștină. Dumnezeu lucrează prin oameni. De aceea, Iisus, la începutul vieții sale publice, a ales pe cei 12 apostoli, care apoi
să continue învățătura sa, să continue opera sa pe acest pământ. Hristos vrea și aportul omului în opera aceasta de mântuire a oamenilor. Cu ocazia mulțirii pâinilor în deșert, Iisus se folosește de cele câteva pâini ale celui tânăr și face acea minune de satul 5.000 de oameni cu 5 pâini. Putea să facă o minune să cadă pâine din cer și să sature pe acei oameni. Dar iată, Hristos se folosește de acele câteva pâinișoare ale acelui tânăr pentru a face această minune. Așa și în viața de pastorație, de apostolat, Hristos vrea aportul oamenilor. Și cere chiar ca poporul lui Dumnezeu să se roage pentru scopul acesta. Secerișul este mult, iar lucrătorii sunt puțini. Rugați deci pe Domnul secerișului să trimită secerători în secerișul său. Apoi și poporul lui Dumnezeu vrea preoți, vrea persoane consacrate, vrea modele pe care să le urmeze. Citim undeva în Sfânta Scriptură niște cuvinte dureroase. Copiii au cerut pâine și nu au cine să le frângă pâinea. Sau citim în Sfânta Evanghelie cum la Ierusalim era un izvor numit Betsaida și era acolo și o baltă în care Îngerul Domnului odată pe an venea și tulbura apele. Și primul dintre bolnavi care se arunca în acea apă se vindeca. Și acolo era și un paralitic care 38 de ani stătea, dar n-avea cine să-l arunce în apă și alții i-o luau înainte. Și când Iisus a mers și l-a întrebat pe acel bolnav de ce nu s-a vindecat, el a spus cu durere în glas: pentru că nu am om care să mă arunce. Iată, iubiți credincioși, copiii vor oameni care să le frângă pâinea. Sunt bolnavi sufletește, paralitici, care au nevoie de a ieși din marasmul păcatului și a viciilor. Ei strigă ajutor. Iată, e nevoie de preoți. E nevoie de persoane consacrate, de oameni generoși care să se pună în slujba aproapelui. Așadar, iubiți credincioși, dacă Hristos are nevoie de apostoli, dacă oamenii au nevoie de apostoli, să răspundem la această chemare. Tinerilor, dacă simțiți în suflet germenul chemării la Sfânta Preoție sau la viața consacrată, răspundeți cu entuziasm la această chemare pe care o face Domnul. Fiți asemenea apostolilor Petru și Andrei, Iacob și Ioan, care atunci când Iisus le-a spus: veniți după mine și vă voi face pescar de oameni, au răspuns cu promptitudine și cu generozitate la această chemare a lui Iisus. Dragi părinți, dacă copilul dumneavoastră își exprimă intenția de a deveni preot sau persoană consacrată, nu îl împedicați de la împlinirea acestei chemări. Părinții Sfântului Vincențiu de Paul, când Sfântul Vincențiu și-a exprimat dorința de a merge în seminar, deoarece erau oameni săraci și au vândut perechea de boi din gospodărie pentru ca tânărul lor să ajungă preot.
și a ajuns marele Sfânt Vincențiu de Paul, care a făcut atâta bine și continuă să facă și astăzi atâta bine prin congregația pe care el a întemeiat-o. Părinților, duceți o viață creștinească în familie, pentru că chemările la viața consacrată, chemările la Sfânta Preoție răsar doar din familii, unde au văzut copiii, au văzut exemplul cel bun pe care l-au dat părinților. Ajutați chiar și financiar, ca să avem preoți cât mai mulți și buni și persoane consacrate. La Viena, un grup de hornari au curățat hornurile Palatului Episcopal. La plecare, grupul de hornari s-a întâlnit chiar cu cardinalul. Și printre hornari era și un tânăr. Episcopul a intrat în vorbă cu acel tânăr, a văzut că este un băiat foarte isteț și i-a spus în cele din urmă: tinere, tu văd că ai o purtare deosebită, ești un băiat inteligent, ce-ar fi să devii preot? Părinte, cât n-aș vrea, dar părinții mei sunt săraci și n-au posibilitatea să mă țină în seminar. Tinere, dacă tu vrei, iată, eu îți voi procura o bursă ca să poți urma studiile și să ajungi preot. A primit acea bursă, a ajuns preot și a ajuns Sfântul Clemens Maria Hofbauer, apostolul Vienei. În cele din urmă, dragi creștini, rugați-vă ca să avem preoți mulți și buni, rugați-vă ca să avem persoane consacrate care să fie modele de viață pentru tot poporul lui Dumnezeu. Rugați-vă, iubiți credincioși, să ne rugăm Bunului Iisus, Bunul Păstor, ca El să trimită săcerători în săcerișul Său. Amin. Hristos a înviat! Cred într-unul Dumnezeu, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzuturilor, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, S-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire S-a coborât din cer, S-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și S-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la ceruri, și-a de la dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dădătorul, care de la Tatăl și de la Fiul procede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci, cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților. Fraților preiubiți, Mântuitorul se îngrijește de poporul Său, așa cum păstorul cel bun are grijă de turmă. Să ne îndreptăm rugăciunea spre El și să-I cerem toate cele de trebuință pentru suflet și pentru trup. Doamne Iisuse Hristoase, Bunule Păstor,
Descoperă-te tuturor oamenilor ca adevăr și drum de mântuire. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-le celor care ți s-au consacrat spre a sluji bisericii și fraților lor, iubire statornică și dezinteresată și spirit de colaborare. Te rugăm, ascultă-ne! Inspiră-le conducătorilor de țări și popoare, respect și grijă față de cei aflați sub oblăduirea lor. Te rugăm, ascultă-ne! O rânduiește ca nimeni să nu fie lipsit de ajutor în primejdii, în necazuri și ispite. Te rugăm, ascultă-ne! Adu-i în staulul bisericii tale pe toți cei rătăciți. Te rugăm, ascultă-ne! Apără-ne de toți dușmanii văzuți și nevăzuți. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule Părinte preîndurător, care ai binevoit să ne-l dăruiești pe însuși Fiul Tău unul născut spre a ne călăuzi la mântuire, dă-ne harul să ascultăm glasul Lui și să-L urmăm, ca să ajungem cu toții în patria cerească, prin Hristos Domnul nostru. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută în fața lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Te rugăm, Doamne, dă-ne harul să-i aducem necontenit mulțumiri prin aceste taine pascale, pentru ca ele, continuând de noi lucrarea mântuirii, să ne fie izvor de bucurie veșnică. Prin Hristos, Domnul nostru, te rug. Amin. Domnul să fie cu să-i mulțumim
să te rog. Adevărat, vrednic și drept de cuvință și mântuitorul lucru este să-ți aduce mulțumiri pururea și în tot locul, dar mai ales se cuvine să te lăudăm în chip deosebit în acest timp preasfânt, încă la fost jertfit în mielul pascal, Hristos, Domnul nostru, căci vindecând rănile vechi, pe păcatului, El reînnoiește universul și nouă ne redă plinătatea vieții adevărate. De aceea întreaga omenire mărturisind adevărul învierii, tresaltă de bucurie, împreună cu puterile cerești și corurile de îngeri, cântăm și noi imnul măririi tale, zicând fără încetare. Adevărat, Sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roua Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind a frânt-o, și a dat-o ucenicilor săi, zicând, luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi, zicând, luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii.
mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea ta și să-ți slujim ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu părintele nostru Papa Francis, cu episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au dormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea ta și primește-i să se bucure de lumina feței tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu Fecioară Maria, cu Sfântul Iosif soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în tot vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor tăi, pace vă lasă vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința ta, care vețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea.
Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu.
A înviat păstorul cel bun care și-a dat viața pentru oile sale și a binevoit să moară pentru turma sa. Aleluia! Să ne rugăm! Dumnezeule, bunule păstor, privește cu îndurare la turma pe care ai răscumpărat-o cu sângele neprețuit al Fiului Tău și binevoiește a o călăuzi la pășunile cerești, prin Hristos, Domnul nostru. Bucură-te, Regina Cerului, aleluia! A înviat, precum a zis, aleluia! Bucură-te și te înveselește, Fecioară Marie, aleluia! Să ne rugăm! Binevoit să bucur lumea prin învierea Fiului Tău, Domnul Iisus Hristos! Să ne rugăm! Fecioară Marie, să dobândim bucuria vieții veșnice! Același Hristos, Domnul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Îngerea lui Dumnezeu, iubiți credincioși, atât care este programul din această săptămână, marți, 28 aprilie, în aula sinodală de la subsolul catedralei, la ora 19 și un sfert, va avea loc lansarea cărții Iezuit, nu câinele comuniștilor. Este vorba despre un preot numit Godo, care a petrecut vreo 15 ani în închisori. Și iată, acum este prezentarea vieții acestui preot deosebit. Invitații acestui eveniment sunt Înalt Preasfinția sa Petru Gherghe, Părintele Marius Staloș, iezuit, Părintele Iulian Budău, iezuit, și Părintele Claudiu Duma și Părintele Paroh Iosif Dorcu. Joi, 30 aprilie, vom merge cu spovada și împărtășania bolnavilor din parohie, anticipând vinerea întâia lunii. Vineri, 1 mai, la ora 11, în catedrala noastră va avea loc o liturghie pontificală prezidată de Preasfinția sa Petru Gherghel, care aniversează 25 de ani de episcopat. La acest eveniment sunt invitați toți preoții, persoanele consacrate și credincioșii din dieceză. Sâmbătă, 2 mai, la Onești, va avea loc ziua diecezană a tineretului. Tinerii care doresc să participe se pot înscrie la biroul parohial. Domnul să fie cu voi! Dumnezeu, care prin învierea Fiului Său unul născut a binevoit să vă facă parte de darul răscumpărării și al înfierii, să reverse asupra voastră bucuria binecuvântării sale. Voi, care prin răscumpărarea adusă de Hristos ați primit pentru totdeauna libertatea,
prin dărnicia Lui să aveți parte de moștenirea veșnică. El în care ați crezut și pentru care ați înviat prin botez, să vă dea harul ca trăind în sfințenie, să vă învredniciți să ajungeți în patria cerească. Și binecuvântarea lui Dumnezeu Atotputernicul, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, să coboare asupra voastră și să rămână pururea cu voi. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.